Salut! Astăzi vom testa un generator, o turbină eoliană de 24 de volți, 200 de wați. Luată din China, am conectat trifazată, da, am conectat o punte redresoară trifazată să putem scoate curent continuu. Da? Să vedem ce voltaj și ce ampera scoate în gol învârtit cu o bormașină. Da? Ok. Pornim aparatul. Sper că se vede. Plus. Să facem sport. Am învârtit la mână. Ok. Vom învârti cu bormașina să vedem ce voltaj ne scoate. În gol avem un voltaj de 86-87 de volți, curent continuu. Haideți să măsurăm și amperii, sper să nu depășească 10 amperi. Vom învârti ușor, să ajungem, dacă ajungem până în 10 amperi. Să vedem și amperajul, învârtit cu bormașina. Se vede bine. Poziționăm așa. Ok. Avem 7,4 amperi învârtit cu bormașina. Ok. Încercăm acum să vedem dacă putem încărca și o baterie micuță. Facem un test. Avem aici un mini redresor, să spun, un încărcător de baterii. Vom conecta mai întâi la baterie, la plus, minus la minus. Este setat să încarce până la 14,5 volți, după care se întrerupă curentul dacă voltajul este mai mare, să nu bage mai mult în baterie. Și să pornească la 12 volți, așa l-am setat eu. Ok,
haideți să-l conectăm. Plus la plus. Minus la minus. Bateria acum are 12,9 V. Nu se sizează nimic. Să încercăm să-l învârtim cu bor mașina, să vedem ce spune. Unde se fac așa să se vadă voltajul. Sper că se vede. Dacă voi da mai tare, depășește 14,5 și v-am prelit încărcarea. Care să vedem dacă întrerupe. Da, a întrerup la 14,5. Ok, deci puteți încărca bateria fără probleme. În regulă. Acum haideți să testăm să facem din acesta să facem 220 direct. Aici avem convertor de la curent continuu la curent alternativ. Da? Atenție, acesta nu duce mai mult de 100 de W. Deci ceea ce conectăm aici nu trebuie da nici 100 de W, că am mai pus alte device-uri mai mari și am forțat și mi-a bubuit condensatorul. Deci voi încerca mai întâi cu acesta, cu un bec de 220, 211 W, după care vom încerca direct cu transformatorul legat la două faze directă curent alternativ. Deci încercăm acum plus la plus. La minus. Putem să punem, să măsurăm voltajul. Pe voltaj. Ok. De
aici învârtit la mână, dacă observați, deja se duce în 2.20 fără probleme. Haideți să ne învârtim și cobor mașina, dar vom da ușor ca să nu-l ardem. 103, 229, 231 de volți, 50 de Hz. Dacă dau mai tare, deja urcă, dar mi-e frică să nu bubuie condensatorul. Da. Ok. Vom da aparatul de măsură. Și vom conecta un bec, cum v-am spus, de 12W, 220. Da? Deci învârtit cu mâna, după cum puteți vedea. Stați să nu facă scurt, becul se prinde fără probleme. Să-l învârtim și cobor mașina ușor. Ok. Acum vom scoate transformatorul și vom lega direct pe două faze din generator. Deci nu vom folosi curent continuu, vom folosi curent alternativ. Firele acestea le vom lăsa deoparte. Vom lua doi creștișori și vom conecta la două faze ale acestea. Vom conecta pe bornele de 12V. Eu am un transformator aici de 18.5V la 220, deci ieșirea de 12V practic va fi intrarea de curent alternativ. Firele de 220 va fi ieșirea de 220. Ce este bine la acest convertor din curent continuu la curent alternativ, puteți regla frecvența. Ce mi-aș dori să găsesc un aparat să pot regla frecvența și pe direct, cum ar veni, deoarece acesta nu reglează frecvența, o să fie frecvență diferită în funcție de rotație. Putem să și măsurăm mai întâi. Deja avem 74 de volți, 100 de volți, 116, învârtit cu mâna. Haideți să-l învârtim și cu bormașina. Vom da ușor la început. Sper că se vede bine asta. Pe 37, 198, 202, 220. Scalunecă, să-i punem ceva.
acesta, să pot să-l învârt. Deci la 253 am avea 50 de Hz. Dacă dau inspirația mai mare, deja începe 328-329 și ajungem și la 400 de volți, fără probleme, pe direct. Haideți să conectăm acum pe direct un bec de 100 de W. Să vedem ce spune. Ca să putem să-l ținem și să ne facă și scurt pe aici. Încercăm să-l, dacă îl învârtim cu mâna, înfrânarea este destul de puternică, de că nu se aprinde. Îl ține așa. Sper că se vede. Prinde și becul fără probleme. La turația cu bor mașină. Pentru o putere mai mare, probabil ne trebuie ceva să-i dăm o turație mult mai mare. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Mulțumesc frumos!